Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă cu specialiștii pentru starea noastră de bine și încercăm să înțelegem ce putem face astfel încât să fim bine, să avem grijă de cei dragi și să evităm problemele grave. Și așa ajungem să vorbim despre o problemă care poate fi evitată foarte simplu prin vaccinare și printr-o informare corectă. Și ajungem să vorbim cu domnul dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, despre o problemă delicată. Ne rușinăm să vorbim despre HPV și asta pentru că este asociată cu viața aceea intimă, ceva mai dezorganizată, dar nu știu dacă este neapărat așa. Bun venit la Europa FM! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult că sunt de vorbă încă o dată cu ascultătorii dumneavoastră și mă gândesc acum la mine ca ascultător, pentru că de foarte multe ori, mergând cu mașina, ascult Europa FM și mă gândesc ce informații ar fi potrivite. Sigur că da, așa este, cum ați precizat dumneavoastră, calea de transmitere obișnuită pentru acest virus este calea de transmitere sexuală. Însă există și căi de transmitere alternativă și asta pe de-o parte. Pentru că virusul HPV este un virus care a fost demonstrat în ultimii ani că este responsabil de peste 99,7% dintre toate cancerele de col uterin, dar nu numai pentru cancerul de col uterin, el este responsabil ci și pentru cancerul penian, cancerul vulvar, cancerul anal, cancerul faringian, respectiv cancer laringian, în proporții variate, bineînțeles. Adică, calea de transmitere, la un moment dat, s-a pus ipoteza că nu este doar o cale de transmitere sexuală, este și o cale de transmitere prin atingerea regiunilor respective. Deci, da, este foarte posibil ca să avem surprize neplăcute, nu doar datorită sexului, dar rămâne cale de transmitere majoritară. Ce este HPV-ul, de fapt? Este un virus. Este un virus, nu ARN, că tot ne-am obișnuit acum cu coronavirus, este un virus ADN care este mult mai stabil. El prezintă circa 100 de serotipuri circulante. Aceste serotipuri au o capacitate și anume faptul că ele însele sunt virusuri complet diferite pentru sistemul imunitar, în sensul că în momentul în care ne întâlnim cu un serotip, de exemplu cu serotipul 16, fabricăm anticorpi la distanță, la peste un an distanță, din păcate, și protecția nu este neapărat foarte bună, împotriva doar acelui serotip, nu și împotriva 18 sau 45 sau toate celelalte serotipuri care sunt responsabile de dezvoltarea cancerului de col uterin. El este un virus care, așa cum spuneam, are cale de transmitere, este un virus puțin mai păcătos, de exemplu, prezervativul nu funcționează întotdeauna ca mijloc de protecție ca la oricare altă boală cu transmitere sexuală și mai sunt câteva caracteristici, anume faptul că el ajunge la nivelul colului uterin, nu determină inflamație, nu determină modificări care să genereze semnalul de pericol pentru sistemul imunitar. Din acest motiv, practic, sistemul imunitar reacționează cu întârziere, timp în care acest virus își face treaba acolo la nivelul exocolului, dar uneori și la nivelul endocolului uterin, rezultatul fiind apariția unor mai întâi leziuni preneoplazice, după care apariția unui cancer invaziv, iar această durată de timp în care lucrurile evoluează de la infecție până la apariția cancerului invaziv este variabilă. Uneori discutăm de o perioadă destul de lungă, de 10 ani, alteori de chiar 15-20 de ani, în funcție foarte mult și de comportamentul, precum și de factorii de risc asociați. Domnule dr. Gindrovel Dumitra, mă uit pe o statistică care spune așa, că 8 din 10 adulți, deopotrivă femei și bărbați, vor fi infectați cu HPV pe parcursul vieții. Ba mai mult, infecția cu HPV este implicată, după cum spuneați și mai devreme, 99% din cazurile de cancer de col uterin și leg această informație cu altă statistică îngrijorătoare. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate prin cancer de col uterin. Și atunci vă întreb, există vreo cale de protecție eficientă? Absolut. Există două măsuri profilactice pe care noi le putem folosi în acest moment. Este vorba de prevenție primară care se poate face prin vaccinare și noi putem să vaccinăm în acest moment deocamdată în România, în Programul Național, fetițele cu vârsta între 11 și 18 ani. Și cea a doua cale de prevenție este reprezentată de screening. Screening care trebuie efectuat o dată la 3 sau la 5 ani de către orice persoană de sex feminin începând cu vârsta de 25 de ani până la vârsta de 65 de ani.
În acest fel se poate reduce mortalitatea cancerului de colutelin, se poate reduce în primul rând incidența, pentru că screeningul, sau hai să mergem așa, vaccinarea are rolul de a preveni infecția, cea care amorsează dezvoltarea leziunilor care duc în final la apariția cancerului invaziv, iar screeningul are rolul de a depista precoce, în etapa de leziune preneoplazică, toate aceste modificări care în final ajung, cum spuneam, la cancer de coluterin. Și pentru că avem un interval destul de lung de timp de evoluție, practic acest cancer este o formă de cancer care se lasă descoperit. El poate fi descoperit precoce, el poate fi prevenit prin vaccinare, poate fi descoperit, după cum spuneam, prin intermediul screeningului de cancer de coluterin. Ați vorbit despre vaccinare, este un subiect la modă, tot vorbim de vaccinare în diferite contexte în această perioadă. Cât de eficientă este vaccinarea împotriva HPV? Vaccinurile pe care le avem în acest moment la dispoziție sunt aproximativ 90% eficiente. De ce spun 90%? Pentru că vaccinul care se folosește în acest moment în Programul Național în România și este disponibil și în farmacii acoperă 9 serotipuri, dintre care 7 serotipuri de HPV oncogene. Aceste 7 serotipuri sunt responsabile de 90% din totalitatea cancerului de coluterin. Dacă să luăm cele 3500 de cancere care sunt depistate anual, 90% dintre ele sunt reprezentate de aceste serotipuri care sunt cuprinse în vaccin. Deci, prin vaccinare, respectiv prin screening, am putea duce la un moment dat în România, ca și în restul țărilor care deja vaccinează foarte multă vreme, să discutăm despre eliminarea cancerului de coluterin. Practic, dumneavoastră ați întrebat cât de eficiente sunt. Eu v-am răspuns 90%, dar impactul este uriaș. Impactul poate fi de 100% în momentul în care cuplăm cele două metode profilactice, astfel încât beneficiul va fi maxim. Vaccinarea anti-HPV este prevăzută în programul de vaccinare național. Cine poate beneficia de acest program și cât costă să te vaccinezi anti-HPV? Pentru fetițele care ai căror părinți au depus cerere, fetițe care au vârsta între 11 și 18 ani, repet încă o dată, vaccinarea este gratuită. Pur și simplu nu costă absolut deloc. Pentru băieți de preferat, băieții între 11 și 14 ani ar fi zona ideală în care să fie vaccinați, dar se pot vaccina și după aceea, precum și femeile cu vârsta mai mare de 19 ani până la 45 de ani, vaccinarea trebuie făcută, din păcate, cu anumite costuri. Și aici lucrurile sunt destul de delicate, pentru că o schemă de vaccinare poate fi din 2 sau din 3 doze, în sensul că între 11 și 14 ani se administrează 2 doze, la peste 15 ani se administrează 3 doze, iar o doză costă peste 650 de lei, ca să facem doar o singură comparație. Deci, dumneavoastră a spus întrebarea foarte corect, eu îndemn părinții care au fetițe și care nu au fost vaccinate până în acest moment să meargă la medicul de familie, să depună o cerere și să aștepte să fie chemate apoi după ce Ministerul Sănătății va cumpăra vaccinul pe baza cererii pe care au depus-o. Deci traseul complet și corect pentru a beneficia de vaccinarea anti-HPV gratuită este cu această cerere la medicul de familie. Primul pas pe care trebuie să-l faci, mergi la medicul de familie, depui o cerere. Medicul de familie va informa Direcția de Sănătate Publică, care va realiza comanda la Ministerul Sănătății, iar Ministerul Sănătății va cumpăra vaccinul. În momentul în care va sosi în România, în acel moment noi chemăm fetițele respective la vaccinare și administrăm vaccinul. Începem schema de administrare. Există un site foarte bun și foarte util, protejează-te-de-hpv.ro, unde sunt informații. Care ar fi căile corecte pe care ar trebui să le urmăm pentru a ne informa și pentru a înțelege mai bine HPV-ul și cum ne putem proteja? Sigur, ați anunțat un site în acest moment, însă putem să găsim foarte multe informații pe site-ul Societății Naționale de Medicină de Familie, putem găsi informații pe site-urile Organizației Mondiale a Sănătății, respectiv al Centrului European de Prevenție a Bolilor, precum și Centrul American de Prevenție a Bolilor. Însă, cea mai bună soluție pentru informarea este medicul de familie, pentru că, într-un fel sau altul, noi avem această abilitate căpătată în timp de a transduce, de a traduce informația din medicineză în pacienteză, astfel încât oamenii să poate să înțeleagă despre ce vorbim aici și care sunt beneficiile. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că putem intra pe acest site pe care eu salut, pentru care eu salut apariția acestuia, pentru că de acolo se pot descărca inclusiv broșuri, pliante și se găsesc foarte multe răspunsuri la anumite întrebări delicate pe care părinții și le pun.
Și mai este un element foarte important. Avem până în acest moment experiența peste 12 ani, iată, de vaccinare în program național și există date din viața reală, nu doar din studii, care ne atestă în acest moment siguranța și eficiența acestui vaccin. Domnule doctor Gindrovel Dumitra, ca să recapitulăm, pentru a ne proteja anti-HPV, ce ar trebui să facem? 1. În momentul în care o fetiță, dar chiar și un băiat, afirm cu tărie, împlinește vârsta de 11 ani, atunci să meargă la medicul de familie să vedem care este soluția pentru a se vaccina. După ce, dacă avem fetiță în acest moment, eu personal aștept cu mare încredere ca Ministerul Sănătății să decidă și vaccinarea băiețelor, dar asta este altă problemă. În momentul în care va sta de vorbă cu medicul de familie, în acel moment va trebui să depună o cerere și mai departe să aștepte vaccinul care să fie primit. Pentru băieți, cam aici se termină treaba. Pentru fetițe, bineînțeles, urmează pentru femei, la vârsta de 25 de ani, să înceapă practica de screening. Și acum mă adresez nu doar fetițelor care se află în această grupă de vârstă, cât tuturor femeilor adulte care au vârsta sub 65 de ani să meargă la medicul de familie astfel încât să înceapă screening-ul pentru cancer de col uterin, pentru că etapa anterioară, ciclul anterior de 5 ani, a prezentat o aderență a femeilor din grupa eligibilă de doar 8%, ceea ce este foarte puțin, și acesta este unul dintre motivele pentru care avem cifre uriașe și mai ales un loc fruntaș, din păcate, la incidență și mortalitate prin cancer de col uterin. Există cumva vreo statistică internațională, dincolo de aceste cifre alarmante pe care mi le-ați dat, care arată că, într-adevăr, vaccinarea anti-HPV este un mijloc eficient de protecție? Există datele care au venit din Australia, din Canada, din Statele Americii, din Marea Britanie, Austria, Danemarca, cohorta nordică. Sunt o groază de țări care în acest moment raportează impactul vaccinării HPV, care este cât se poate de pozitiv, și care și-au propus ca până în 2030 se elimine cancerul de col uterin. Asta înseamnă că nicio femeie să nu mai aibă cancer de col uterin. Pentru mine este o dovadă vie a eficienței vaccinului, fără discuție, repet, care vine din viața reală și nu neapărat din studii. Domnule doctor, dacă ne rușinăm să vorbim despre HPV, cum ar trebui să abordăm problema? Sau ce ar trebui să ne trimite la doctor și să ne scape de această rușine de a deschide un subiect sensibil? Responsabilitatea. Responsabilitatea de părinte, responsabilitatea pe care o avem pentru propria viață și mai ales grija pe care o purtăm pentru familie. Pentru că această boală este o boală care apare în special la femeile tinere, care lasă de obicei în urma familiei. Datorită acestei nenorociri. Ați dat cifre puțin mai devreme. Conform datelor pe care le-a pus la dispoziție INSP, dar și autoritățile internaționale, în România sunt depistate în fiecare an aproape 3500 de femei și 1700 își pierd viața. Este o cifră uriașă. Gândiți-vă ce înseamnă 1700 de persoane care își pierd viața și, ceea ce este foarte important, este că ele nu sunt la capătul vieții. Ele sunt la mijlocul vieții sau poate la începutul vieții, acolo unde trebuie să fie mame, unde trebuie să fie soții, unde trebuie să aibă o misiune de îndeplinit în ceea ce privește viitorul pe care trebuie să îl creeze pentru acei copii pe cărora dă viață. Mi-a spus că vaccinarea este calea cea mai eficientă de prevenție. Mai există și alte căi de urmat? Da, am putea să discutăm acum despre abstinență, am putea să vorbim despre diverse alte metode prin care putem să prevenim transmiterea virusului HPV, dar acestea sunt căile cele mai eficiente și cele mai, să le spunem așa, realiste. Domnule doctor Gindrovel Dumitra, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM și pentru sfaturile dumneavoastră. Cu mare drag oricând. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.